Am revenit la știu, Zelenski reușește să surprindă iar, chiar și după 8 luni în care a apărut zilnic la televizor. Președintele ucrainean și-a ținut discursul în aer liber și în semi-întuneric, lângă o dronă iraniană doborâtă. El a explicat că forțele de apărare au dat jos 23 de astfel de aparate de atac în ultimele 2 zile. Din cauza pagubelor cauzate infrastructurii de energie, Kiev și alte 4 regiuni ar putea rămâne fără curent electric o perioadă lungă de timp. 28 jovtnia. Щороку в цей день ми відзначаємо звільнення України від нацистських окупантів. Ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти. În replică, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, le-a transmis ucrainenilor că bombardarea instalațiilor energetice va fi oprită dacă Zelenski recunoaște anexarea teritoriilor din Est. Vladimir Putin susține însă că Rusia nu va folosi arma nucleară. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. А, откровенно говоря, единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. Imaginea cu Zelenski este una pe care am văzut-o chiar în urmă cu 8 luni, nu? Așa a apărut la începutul invaziei, așa se filma Zelenski în momentul în care povestea... Păi era iarnă și atunci, da, întunecă repede, da, la Kiev. Da, da, pe atunci, în perioada, la finalul lunii februarie, că războiul a început pe 24 februarie. La fel, în întuneric, povestea cât de... Na, în ce stare de alertă este Ucraina. Acum vine cu mai mult curaj... Și are mai multe ținte pe care le vizează. Odată vine și se poziționează lângă această dronă kamikaze de origine iraniană. Practic arată că rușilor trimiteți voi, dar noi doborâm aproape tot și putem și, și rezistăm. Da? El, prin faptul că are drona la picioare, drona doborâtă, clar este o victorie pentru el și pentru poporul ucrainean. Asta pe de-o parte. Pe de altă vânătorii, parte... Da, vânătorii care stau cu ursul sub picior sau pescarii care țin peștele în mână. Trebuie, este un circuit, trebuie în felul ăsta, pentru că arătând aceste imagini își mobilizează ucrainenii, oamenii care se duc să lupte pentru teritoriul lor, pentru țara lor. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, întunericul ăla, am spus și mai devreme, Kiev și alte 4 regiuni au rămas fără energie și nu se știe pe ce perioadă. De asta și Zelenski le-a spus refugiaților, nu vă întoarceți în țară, rămâneți acolo unde sunteți pentru că va fi greu iarna asta. Hai să o trecem împreună, dar la distanță. Și un alt mesaj, probabil este către Occident, care Occident trebuie să susțină și să ajute în continuare Ucraina pentru ca țara să reziste de aceste atacuri. Toate cele trei mesaje se pot schimba într-un timp foarte scurt dacă Occidentul nu va mai putea să susțină cererile pe care le are Zelenski. Da? Am văzut și vom discuta și în această emisiune că americanii trebuie să aibă alegeri acum în curând, la începutul lunii noiembrie, și vedem că deja sunt discuții importante acolo despre limitarea acestui sprijin, hai să dăm mai puține arme către Ucraina. Vedem că sunt foarte multe proteste în Europa și cu siguranță ele vor crește, că încă nu e atât de frig și atât de scump, că practic asta înseamnă, și atât de mulți bani au plecat, pe cât o să plece de-a lungul timpului. Și vedem, iarăși sunt țări care schimbă regimurile, vedem și Italia și-a ales un guvern care nu este neapărat de aceleași opinii cu Uniunea Europeană și a mai schimbat Suedia și așa mai departe. Sunt mai multe, nu discutăm doar de cele clasice cum este Serbia sau Ungaria. Îți Serbia, iau un pic cuvântul. Într-adevăr, s-o dau de tot. Guvernul din Italia nu este 100% pro-Zelenski. Dar este doamna Meloni. Nu, zic pro-UE și acele măsuri. Pro-UE, da. Pro-UE înseamnă by default și pro-Ucraina. Dar este doamna Meloni care, deocamdată, ea este cea care decide și ea este în frunte. Cu siguranță că nu este... este pro-UE și pro-NATO. Nu este atât de pro-UE cum era Draghi în ceea ce privește aceste măsuri
pentru ajutorarea Ucrainei, cu siguranță. Vom vedea, dar oricum ajutorul clar nu va dispărea din zonă. Ce ajutor poate să fie? Pe de altă parte, din America știm foarte bine că au pregătit un alt pachet de sute de milioane pentru Ucraina. Și ai spus că nu știi cât de pregătit o să fie Occidentul să ajute în continuare Ucraina. Țin să-ți amintesc, chiar săptămâna asta la Berlin s-au întâlnit să discute cum o să fie reconstruită Ucraina după ce o să se termine acest război. La reconstruit, sunt convins că sunt toți sărituri. Păi sigur, dar până atunci, dacă tot vor să o ajute la reconstrucția Ucrainei, sigur nu o vor lăsa de izbeliște ca apoi să intervină, pentru că n-au unde să mai intervină, că n-o să mai fie dacă o lasă de izbeliște pe mâna lui Putin. Dacă occidentalii, europenii, cetățenii vor protesta foarte mult și vor face scandal în țara lor, fiecare în țara lui, cu siguranță că guvernele vor trebui să ia alte măsuri și să-și schimbe optica, pentru că până la urmă guvernele reprezintă, da, pe cineva, președinții, prim-ministrii, parlamentele, reprezintă pe cineva și nu ar putea să facă chiar doar după ideile lor, pe care sigur că le-ar putea considera cele mai potrivite. Dar lasă-mă să nu fiu din nou de acord cu tine, pentru că guvernele din fiecare stat, pe de o parte, dau către Ucraina, pe de altă parte impun anumite restricții cetățenilor, dar aceste restricții sunt pentru a-i ajuta pe cetățeni să o ducă mai bine în perioada asta care va urma și despre care se spune că va fi foarte grea, cu prețuri mari, le vedem, cu consum de energie mai mic, la gaze la fel, să avem grijă. Da? Deci vin și anumite măsuri și anumite prețuri mai mici, da? Poate că chiar un prag de prețuri să nu exagereze. Am văzut în Germania, am văzut în Franța, am văzut în Marea Britanie. Oamenii, locuitorii de acolo acceptă. Nu cred eu că o să văd milioane de britanici, francezi, nemți pe străzi, astfel încât să se revolte atât de tare, iar guvernele să nu mai aibă grijă de Ucraina. Nu văd posibilă treaba asta. Hai să o așteptăm. Și până atunci să mergem în Occident, nu aici la noi la București, în Spania, la Madrid, la colegul nostru Felix Damian. Bine ai revenit aici cu noi. Îți amintești și Ola. Nu poți uita prea curând, cu siguranță, momentul ăla când a spus Zelenski, nu veniți, cei care sunteți în afara țării, nu veniți în țară în această iarnă, pentru că ne este greu cu energia, ne este greu cu electricitatea, va fi scump și nu o avem până una alta. Ei, în același timp, Spania este cotropită acum, într-un mod pașnic, evident, de englezi, de olandezi, de belgeni, care vin tot mai mulți către Spania, pentru că acolo este mai cald, evident că costă mai puțin energia. Încălzirea, da. Vreau să te întreb cum este pentru Spania această chestiune. Cu siguranță că ei vin cu bani, în principiu închiriază, cumpără, cheltuiesc acolo, aduc bani în Spania. Dar vede Spania acest avantaj despre care am vorbit sau vede, de fapt, blestemul faptului că va trebui să consume multă energie și mai mult? Spaniolii sunt foarte fericiți când vin străini cu bani. De altfel, celor care vin cu bani le zic rezidenți străini, iar celor care vin săraci din Africa sau din alte țări mai sărace le zic imigranți. Sunt foarte interesați să atragă turism, au transformat paleta de servicii pentru străini într-o adevărată artă, oferă de toate, mai ales în zonele turistice, iar în Canare, în special, este binevenită, să spunem, această avalanșă de străini, în special din Germania, unde li s-a tăiat apa caldă, din Anglia, din Italia, pentru că acești oameni au văzut că e mai ieftin să închirieze un apartament la 500-700 de euro pe lună pe iarnă în Canare decât să stea pe continent și să plătească facturile la gaz și curent. În același timp, într-adevăr, crește și prețul la chirii în insulele Canare, de pildă. Prețul este mediu în zonă, este de 12 euro pe metru pătrat, dar în zonele mai bune, mai turistice, mai aproape de plaje, este de 16 euro pe metru pătrat, deci e o creștere semnificativă. Însă, pentru spanioli e un lucru foarte pozitiv, e ca și cum ar fi câștigat și acum la loterie, după toate lucrurile bune care li se întâmplă din 2010 încoace, când au câștigat campionatul mondial de fotbal. Felix, refugiații ucraineni s-au plâns, tocmai de asta și voiau o mare parte dintre ei să se întoarcă în Ucraina, s-au plâns că nu-și găsesc joburi în străinătate. Spune-ne care e situația ucrainenilor de acolo, din Spania.
Aici nu este o criză, să spunem, în acest sens. Cei care au ajuns, să spunem, într-o oarecare măsură își găsesc de muncă, dar e foarte greu pentru ei pentru că vin fără să aibă cunoștințe de spaniolă și, într-adevăr, e foarte greu să intri pe o piață care este totuși orientată mai mult pe servicii. Cei care sunt profesioniști cu siguranță că își găsesc imediat de lucru în orice domeniu, dar cei care caută, să spunem, de lucru în restaurante, în joburi, să zicem, mai prost plătite și mai, cu mai puțină pregătire, acolo este concurența foarte mare și este destul de greu să câștige un job, să prindă un job, mai ales dacă nu cunosc limba. Este o problemă, într-adevăr, pentru ei, dar, mă rog, au posibilitatea să se angajeze cu acte, ceea ce e foarte bine. Mulțumim, Felix. Mergem acum în viteză pentru